Purtătorul de cuvânt al Consiliului Județean Călăraș, Marinela Voivozeanu, a prezentat în cadrul unei conferințe de presă organizate săptămâna trecută la sediul PSD Călăraș programul evenimentelor care vor avea loc în această lună în municipiul reședință de județ. Potrivit declarațiilor sale, cetățenii se vor bucura de un târg de Crăciun și spectacole în aer liber. De asemenea, copiii îl vor putea vizita pe Moș Crăciun, care le-a pregătit anul acesta multe cadouri. În data de 31 decembrie va fi organizat un revelion în aer liber. Eu sunt reprezentanta Consiliului Județean în această conferință de presă și vă voi prezenta programul evenimentelor din luna decembrie ale acestui an. Așa cum ați văzut, 1 decembrie a fost organizată festivitatea la Monumentul de la Orizont. A urmat un spectacol artistic cu copiii Centrului Județean de Cultură și Creație, dar și o expoziție la Muzeul Dunării de Jos, drumul către Unire. Mâine este Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități. Vom avea serbări în centrele Direcției Județene de Asistență Socială și Protecția Copilului, dar și la Școala Specială, care se află sub ordinea Consiliului Județean Călăraș. Pe data de 6 decembrie, începând cu ora 11, în foaierul Centrului Județean de Cultură și Creație, 55 de copii nevoiași din județul Călăraș vor veni alături de noi, îi vom îmbrăca și într-un cadru festiv vom sărbători această zi, după ce vor primi cadourile din partea funcționarilor publici, din partea executivului Consiliului Județean, din partea subordonatelor, dar și din partea consilierilor județeni. Copiii vor fi invitați la un film 3D, cred că va fi o surpriză pentru ei, nemai intrând într-o sală de cinema. Pe data de 17 decembrie până pe data de 31 decembrie vom deschide târgul de Crăciun. Încercăm să organizăm un altfel de târg de Crăciun pe platoul din fața Consiliului Județean Călăraș și în parteneria cu primăria municipiului. Încercăm să bucurăm atât micuții cât și toți cei care simțim emoție în momentul în care vin sărbătorile de iarnă. La ora 18 vom avea deschiderea oficială a acestui târg. Pe 18 decembrie, la sala Barbu Știrbei, vom avea un spectacol artistic colindă de Crăciun, susținut de Palatul Copiilor din Călăraș. Pe data de 20 decembrie încercăm o premieră și anume Ignatul. Tradițiile de Crăciun le aducem în fața copiilor care probabil nu au văzut așa ceva. Muzeul Dunării de Jos se ocupă de aceste tradiții de Crăciun pe platoul din fața Consiliului Județean Călăraș. Pe data de 20 decembrie, până la finalul anului, în Parcul Central vom avea amenajat de iarnă foișorul. Acolo copiii din municipiu, dar și din județ, pot merge și pot face fotografii alături de Moș Crăciun. Pe 22 decembrie, sala Barbu Știrbei ne va găzdui un spectacol extraordinar, Oleg Danovski. Pentru a doua oară vom avea un astfel de spectacol. Prima oară, dacă vă amintiți, am avut un spectacol extraordinar de balet la Călăraș. Pe data de 23, 24 și 25 decembrie încep spectacolele în aer liber pe scena amenajată în fața Consiliului Județean Călăraș. Ziua vom avea colindătorii din județul Călăraș care vor veni, vor urca pe scenă și vor primi pachete, iar seara vom avea artiști îndrăgiți de către dumneavoastră. Pe 31 decembrie încercăm să organizăm anul acesta revelionul la Călăraș. El va începe, așa cum vor spune autoritățile, deocamdată avem ora în așteptare. Suntem în parteneriat cu primăria municipiului Călăraș, cu Centrul Județean de Cultură și Creație, protoieririle din Călăraș, dar și cu Palatul Copiilor.